Un nou post de salvatori și pompieri a fost inaugurat în satul Borceag, raionul Cahul. Numărul acestora pe teritoriul Moldovei a ajuns la 12. Pe lângă localitatea dată, satele Frumușica și Chiuselia Mare vor putea beneficia de serviciile salvatorilor. Aproape 5.000 de locuitori vor fi asigurați în situații de risc. Suntem martorii unei realizări frumoase, dar și importante pentru localnicii acestei localități, dar și a satelor din apropiere, cum sunt Chiuselia Mare și Frumușica. Ne bucură faptul că intenția de serviciu protecției civile situațiilor excepționale de a crea un post de salvatori și pompieri a fost salutată și susținută și de această dată de către reprezentanții autorităților publice locale. Necesitatea creierii în localitățile rurale a posturilor de salvatori și pompieri este una firească și este motivată prin faptul că intervențiile în aceste localități sunt dificile din cauza distanței mari dintre unitățile de pompieri salvatori și localități rurale în care au loc incendii și alte situații excepționale. Am fost chiar uimit și satisfăcut, plăcut satisfăcut, de colaboratorii serviciului, cât central, atât și raional, direcția, stări excepționale. Deci de entuziasmul, de dorința lor de a crea ceva. Vă mulțumim foarte mult! Și să, cred că exprim bucuria și sătenilor și a mea personală că totuși acest post este astăzi amplasat aici. Postul de salvatori și pompieri a fost deschis în baza programului de consolidare a serviciului în localitățile rurale, care are menirea de a crea stații similare în regiunile unde distanța dintre detașamentele profesionale și localitățile rurale este mare.